Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, adică informație gratis despre lucruri care costă. Contează. Costă. Costă. Iar invitatul mult mai talentat ca mine de astăzi este Șerban Pavlu, actor de toate felurile, da. Foarte celebru. Adică eu te las așa să noua generație de aur. Da. De aur. Ultima generație de aur. Nu. Noua. Ultima, asta e specific națională, ultima. Toți ăștia au fost ultimii. Noi, după noi nu mai e nimeni. Nu tu mai. Și Hagi. Regele și cu mine, da. Așa. Șerban Pavlu, pe care o să-l revedeți în curând, din cât am auzit eu, cât am văzut la micuțul la podcast, ziceai că vin umbre acum în noiembrie. Vin umbrele, da, noiembrie pe 20, cred, e oficial acum. Sezonul 3. Sezonul 3. Începem direct cu promo, ca să trecem repede peste asta. Dă-i bătaie. Dacă vreți să aflați foarte multe despre cinematografie, teatru și actorul Șerban Pavlu, mai bine vă uitați în altă parte, pentru că să vorbim puțin despre actorii astăzi. Mie îmi place Șerban Pavlu pentru că spune lucrurile pe șleau. Le spune bine și este bucureștean. Și... jet by jet. Da, crescut, născut pe acolo, pe Titulescu, pe lângă gară. Sunt născut pe șoseaua Giurgiului, dar am crescut acolo, pe lângă gară. Nu, da, sunt bucureștean cu bunici bucureșteni. Adică, deci ai pantofi de București. Am pantofi de București. Pentru că mulți care au venit în București, nu au venit în pantofi. Nu, e celebru și se auzeam și eu, da, că au lăsat gumarii la barieră. Nu știu dacă... Unde? La bariera Vergului sau unde veniseră okay. Și că ți-ai lăsat gumarii la barieră. La noi, la Brașov, se spunea că au venit și au oferit sârma pe tren. Da, aici spunea că și-au lăsat gumarii la barieră. Gumarii ai că galoșii și se umpleau de glod, de noroi și atunci ai lăsat la barieră ca să intri în oraș încălțat curat. Ok. Așa că nu. Vreau să te felicit că ți-ai lăsat barbă și te putem diferenția. Mulțumesc, ești primul bărbat care mă felicită pentru asta. Nu de alta, dar sunt convins că, nu știu, tu pățești chestia asta, te confunde oamenii cu Andy Vasuleanu? Nu. Nu? Bine. Nu știu ce mi-a venit asta în minte acum, dar știu că am mai avut un interviu cu Andy, care este și el bucureștean, de pe Pantelimon, chiar. Da. Și îmi place să stau de vorbă cu bucureșteni. Dar și Andy și-a lăsat barbă. Da. Da. După o vârstă. La tine ce să mai zic atunci? Nu, eu nu prea. Să lipește, să fă ceva, că de vârstă ai ajuns. Nu, dau jos tot. Da, ok. Așa, și mie îmi place să stau de vorbă cu bucureșteni, pentru că atunci când stai de vorbă cu bucureșteni, simți altfel spiritul acestui oraș. Care nu este... mai există spiritul acestui oraș. S-a dus. Cum era? Cum era, poate, nu știu. Nu, eu nu sunt nici nu pot să mă exprim în termenii ăștia, pentru că am aproape toți colegii mei sunt din provincie sau din... alt oraș mare al României. Eu nu cred în povestea asta în vreo superioritate genetică a bucureștenilor față de alți locuitori ai patriei noastre. Pentru că știm cu toții că mai superiori sunt cei de la Iași. Mai superiori sunt cei de la Iași și mai superiori decât cei de la Iași sunt cei de la Cluj și tot așa, dar nu cred și în povestea peste asta. Peste tot vine Constangeles. Acolo e melting pot-ul, de fapt, de la noi din țară. Dar eu cred că a fost un oraș alterat în mare privință, în multe privințe de acest de flux continuu de oameni care au venit înspre... L-au alterat... Nu știu ce avea el specific. Cred că există, de fapt, un specific bucureștean. Nu știu să-l identific foarte clar, dar l-a alterat Ceaușescu, în primul rând. A ras tot și au făcut blocurile astea pe care le-au umplut pe urmă cu oameni din altă parte. Da, și s-a dus. Nu cred, nu mai cred în nicio... Am un amic regizor care e foarte turbat după Bucureștiul vechi și Bucureștiul altul. Și o parte din... filmul lui, Charleston se cheamă filmul, face așa un fel de reverență acestui oraș care dispare ușor, ușor. Eu nu mai cred chestia asta. Adică, asta e, un nou oraș, un alt fel de oraș, un oraș foarte mare, plin de oameni de peste tot și eu fac mereu experimentul ăsta, întreb dacă tatăl tău sau mama ta din București, dar vreun bunic ai din București, o să vezi că e foarte mic numărul de bucureșteni. Exact. Jet by jet. Am avut bucuria să vizitez, am fost la cineva acasă, spre exemplu, cred că fost boier, o chestie de genul ăsta. A fost boier și actual ce? Era locatar la bloc, că fusese practic, cum se zice, că era scăpătat. Scăpătat, da. Și omul avea toate tablourile familiei într-un apartament de 3 camere la etajul 4. Da, s-a întâmplat, mai cunosc și eu.
Nu? Pian cu coadă în dormitor și așa mai departe. Asta a fost situația, nu, nu se poate... Dar eu cred că se și exagerează un pic referența asta față de interbelic, așa, ca și cum atunci totul a fost minunat, perfect. N-a fost minunat și perfect, era o societate care foarte scindată între o clasă din asta educată, care într-adevăr începuse să se educe la Paris, la Berlin, la... Se uită că noi datorăm în egală măsură Parisului, Berlinului, ci datorăm și Parisului, nu? Serios? Da, Caragiale a fost în exil la Berlin, a murit la Berlin, autoexilat de fapt, dar... Și Brâncuș la francez. Da, astea au fost cele două izvoare de la care s-a adăpat interbelicul ăsta, care a dat toate figurile astea la care ne referim acum ca ultima pleiadă culturală solidă și... Dar asta era un număr foarte mic, era un număr foarte mic de oameni, acești orășeni, și mai ales acești orășeni cultivați și fosta boierie care acum se franțuzise sau se germanise și nu era o imagine a României în mare. Imaginea României în mare, care din păcate persistă și acum, este o zonă rurală foarte... Noi avem în continuare una din cele mai mari populații rurale din Europa. De est și din Europa de est. E scădere dramatică, dar încă o avem. Și era o societate plină de inegalități, plină de noroi și capre rioase. Ai prins rioase. Mahalaua de la Piața Unirii? Nu, cred că se demola când eram mic, dar am prins demolări peste tot. Noi ne-am mutat de pe șoseaua Giurgiului aici, pe lângă Petitulescu, pe lângă Garo. Și mai, am prins, mai pe centru, așa. M-am jucat toată copilăria, noi n-am avut la țară și atunci toată copilăria mea m-am jucat în dărâmăturile, respectiv șantierele ceaușiste, în demolările ceaușiste și pământ construcțiile ceaușiste. Așa că... Te-am auzit povestind despre asta și da, e o parte importantă din copilăria ta. Păi e copilăria, nu e nici mai importantă, nici mai puțin importantă decât copilăria importantă pentru oricine, dar sunt bucureștean și în privința asta, a cimentului și a țevilor de... cimentul, prafului de ciment inhalat și prafului de dărâmături inhalat și țevilor de la canalizare și tronsoanelor de la metrou care se puneau pe acolo, tronsonul la gară Crângaș, trecea chiar pe lângă blocul meu, pe lângă Basarab și... Ce tare! Acolo m-am jucat toată copilăria. A fost săpătură deschisă? Săpătură deschisă, toată grivița. Ani de zile. Eu numai asta mi-amintesc din școala generală, ăștia îmi povesteau, mergeau cu vacile pe pășuni, pe câmpii, pe munți, la mare și mergeam și eu în vacanță 7 zile acolo, 7 zile acolo, după care, pan, metrou. Metrou. Știu metrou la picior, bucata asta de la... Am auzit că explorai subteranele. Da, și triajul. Ne jucam în triajul de la gară. Mm. Sunt asta... Dar voi n-aveați spray-uri pe atunci? Nu, n-am făcut eu grafitile, alea nu sunt făcute de mine. Sunt... Eu am avut șansa să merg cu gașca asta tânără de grafări prin subteranele astea și prin triaje și avea o singură regulă, ca să nu-i bată poliția, nu dădeau la albastre, la săgeată, când se băgase săgeată albastră. Ah, ok. Acum niște ani. Da. Dar în rest dădeau la tot. Da, nu, n-am făcut. Probabil că aș fi fost pasionat de chestia asta. Care era distracția în copilăria ta? Pungi cu carbid, dădeam cu pungi un șurub. Cu carbid. Da, era o tehnologie întreagă, făceai cu un șurub, uite ăștia cu barba albă. Cu injectorul. Nu, cu injectorul. Un șurub, o piuliță, o pungă și niște carbid, se putea face o imensă pocnitoare, de fapt, o bubuitoare, pocnitoare. Mă, voi erați teroriști. Da, așa eram. Și unde dădeați? În zid. Dădeai în zid, dar mai sus, așa. Uite, o să fie în comentarii, o să vezi că o să-ți scrie. Deja oamenii mei deja s-au apucat să scrie. Pe carbid. Pe carbid. Cine a fost pe carbid? Și, în urmă, aruncam în foc. În primul rând să facem un foc. Asta era, am avut obsesia asta, pentru că era bun oraș. Păi nu puteam, dar făceam până toate dărâmăturile, ardeam un foc imediat. Și să aruncăm dalea de deodorant goale în 8x4, impuls. Farmec. Era, bubuia prost, dar alea bubuiau mai ca lumea. Da. Și bubuia prost. Bubuia prost, da, nu bubuia. Și se fusâia chiar. Pot să zic că se fusâia. Farmecul se fusâia. Okay. Și după aia, jocurile astea de societate. Frunza, fața ascunsele. Ceva elevat. Da, ceva elevat. Cornete, tot tacâmul. Invizoace. Aveam un arsenal. Aveați țichii? Cum? Ne trăgeați cu țichii? Invizoacele, ziceam noi. Cum? Invizoace, de la invizibile. Cred că dădeai în ochi și îl făceai pe ăla. Păi cred că funcționa în ambele sensuri. Oricum, dădeam cu alea fără milă.
Ok. Dar cornete cu ac, tot felul de subtilități din astea. Logic. Da. Umblam la un moment dat cu vreo 3 de alea înfipte în picior, alea se rămăseseră pielea așa și îl fugăream pe ul, băi, cum sunt taurii aia la toreador, cu a, da. Merg cu alea târnând. Asta tot așa sună foarte distractiv, așa, nu? Da. Era? Da, era distractiv. Acum nu o să mă apuc să mă plâng. Situația s-a comentat, cum să zic, științific. A fost o perioadă de îndobitocire programatică a populației, de privare de atât de multe lucruri, încât în momentul când primeai ceva din lucrurile astea, erai atât de recunoscător și de umil, încât nu mai vedeai, cum să zic, mâna care ți-a luat de la bun început. Și cred exact. Că asta a fost principala vină a sistemului și nimeni niciodată nu o să mă convingă de înfăptuirile socialismului. Nimeni câte zile îi mai avea, uite, am început și eu să vorbesc ca bătrânii, să nu mai, gata, ești tanțat pe creierul meu pentru totdeauna. A fost rău și okay. Nu... A fost rău. A fost rău pentru că te-au învățat să gândești rău și că multă vreme va rămâne în fibra noastră, se preia așa ca cum se preia rețeta de ciorbă, felul ăsta de a gândi la români, lipsa libertății în gândire, obediență, faptul să că... Să nu deranjezi, dacă vrei să-ți fie bine să taci din gură, de exemplu, ca să ne număr doar câteva învățături de-astea bătrânești. Mm-hmm. Vezi-ți de treaba ta că nu schimbi tu lumea, genul ăsta de lucruri. Deci dacă înțeleg bine, era un fel de fericire că nu știai altceva. Păi nu era nicio fericire, existau niște beneficii pe care oamenii le identifică acum ca beneficii, pentru că acum toată lumea e hăituită, alergată și nu știu ce, dar lumea e hăituită și alergată peste tot în lume. Oamenii și imaginează că s-au schimbat lucrurile numai aici în România. Și că, vezi, doamne, citeam o carte sau stăteai, domne, și dă de vorbă cu prietenii. Să stai de vorbă cu prietenii și acum. Oamenii aleg să meargă, nu știu, la un film sau să iasă în oraș. Sau... Da. Asta nu înseamnă că nu te poți întâlni cu prietenii. Nu te oprește nimeni. Sau să nu te oprește nimeni să citești cărți în loc să te uiți pe Facebook, de exemplu. Sau da. Să verifici nu știu câte site-uri de nu știu câte lucruri care de fapt nu te interesează. Sau să pui poze pe Instagram. Să am prieteni care lucrează la câte o postare de aia pe Instagram 5 minute, 6 minute, da, 10 da. Minute. Le pun filtre, le giugiulesc, le amenajează și ca să-și posteze pe Instagram. Mă rog, na, e foarte bine. Contează? Pentru actor să știi că mai contează, dar pentru un om... Pentru cine? Eu nu mă ocup cu treaba asta, că nu mă ocup, dar aș putea să mă ocup și poate aș avea un beneficiu din treaba asta, eu ca actor. Așa este. Dar un om care nu se ocupă cu chestia asta, ce naiba contează că îți postezi pe Instagram niște poze cu... Hai să nu venim foarte în prezent, că vreau să ajungem și acolo. Hai să rămânem în trecut atunci. Nu mult. Dar vreau doar să rezolvăm partea asta de nostalgie. Până la urmă e o chestie de nostalgie. Păi n-am terminat. Și oamenii așa. Au identificat ca beneficii acele lucruri, așa. Ca și cum astea erau niște beneficii de la sine înțelese. Okay. Că Ceaușescu, în loc să te lase să umbli pe Facebook, te lăsa să te întâlnești cu prieteni. Asta e o prostie. Existau niște privațiuni, existau niște lipsuri care ar fi putut să nu existe, iar faptul că s-a construit sau că e un defect al prezentului, nu e un merit al trecutului. Adică faptul că nu se construiește acum e rău, nu că, adică toate lucrurile astea apar deodată așa, că s-a făcut metrou, s-au făcut blocuri, s-a făcut bucata aia de autostradă. Faptul că ăștia fură tot și nu fac nimic nu-i crește meritele lui Ceaușescu care a făcut metrou. Deși așa pare, eu cred că nu e așa, pentru că lucrurile astea trebuie făcute, pur și simplu. Da. Nu e... Am mai avut un invitat aici care ne-a spus ceva similar, în podcastul cu domnul Fota. În care zicea că, da, s-au făcut niște lucruri mari, dar dacă stai să te gândești așa cu atenție, cu un pic de bun simț, cât de important și de urgent era Transfăgărășanu ca să dizloci acolo zeci și zeci de mii de militari și tot felul de deținuți politici pe la canal, adică niște investiții megalomanice care nici astăzi nu sunt profitabile. S-a discutat de foarte multe ori despre asta, nu sunt eu cel mai în măsură să iau cuvântul, cum să zic, statistic sau științific, dar au fost investiții complet aberante, cum ar fi canalul, care funcționa mai degrabă ca un spațiu de penitență și de, nu știu cum să zic, de... Da, dar tu ai tot copilărit în București și se spunea că aici la București traiul era un pic mai bun. Păi copilărind în București și nu în altă parte, nu știu cât de bun a fost. N-aveam cartelă, asta știu, era rație, dar nu aveam cartelă. Aveam o rație de ulei și de zahăr.
Mă rog, acolo da, erai trecut într-un caiet, știu că luam rația, dar... I-a fost cartela la pâine. Da, știu că în țară a fost cartela la pâine. Nu, aici nu era cartela la pâine, dar erau scene idiote, complet idiote. Erau, noi stăteam în apropierea gării și știu tot timpul din copilărie imaginea asta cu țărani care veneau să cumpere saci cu pâine, pentru că provincia se dădea pe cartelă și atunci și eu tot mă uitam la început cu bunica mea, până cu soră mea, mergeam, de ce cumpără oamenii multe pâini și le bagă într-un sac? Tot vedeam chestia asta cu... Da. E o aberație, o idioție. Eu am avut rude pâine, care mi-au adus să... prima mea sticlă de Pepsi, primele banane, primele sucuri, mi le-a adus de pe aici. Da, da, aici mai apărea câteodată, dar eu neavând... Chinezească. Da, 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 apăreau lucrurile astea. Banane, le puneam... Am bifat toate căsuțele. Ideea banane verzi pe bibliotecă, puse la îngălbenit și... prostii. Dar am prins și gumă Wrigley Spearmint. Da. Și Turbo, cu surprize... A, un pic mai târziu. Alea mergeau la schimb. Da. Da. Ei, aș vrea să depășim repede chestia asta. Încerc doar să le reamintesc celor care se uită la noi că atunci când au o discuție cu ea mai în vârstă, care le spun că era mai bine înainte, că oamenii citeau mai mult, erau mai civilizați sau cine știe ce, de fapt nu era chiar așa. Nu. Și puteți să auziți de la oameni care chiar au trăit nu, consider că acolo. A fost o gaură neagră, o să rămână în istoria noastră modernă, care e cu totul destul de modernă, de altfel, de 100 de ani și asta e, urăsc proto-naționalismele astea și orice fel de exagerare în sensul ăsta. Suntem o țară care o duce destul de bine, așa, pe, la scară largă, milenară. Da. Păi, o țară de 100 de ani, zic că suntem integrați în structurile astea europene, unde eu cred că e foarte bine să rămânem integrați și așa mai departe. Da. Dar bucata asta ceaușistă a fost groaznică, oribilă și a lăsat urme adânci. Ok. Iar astea și pierzi, am înțeles, în comunism într-o baltă. Da, dumne, era să mor pentru cei care n-au auzit într-o baltă povestea? De la metrou. Dar n-are rost să o povestesc, că îngheța iarna așa și eu m-am dus acolo să dau cu un fier în gheața aia și să rup gheața cu mine. M-am dus la fund, dar vis-a-vis de blocul meu, asta e haios în toată povestea. Deci era să te neci în fața blocului. Era să mă nec în fața blocului, în tranșele de la metrou, unde să pasă. N-avem ce căuta acolo, dar nu era chestie de asta cu gărduleț, protecție, paznic. Se ducea și... Noi ne jucam des acolo, toată ciurda asta de copii din cartier, dar eu m-am dus singur că profitam de orice moment să mai... Și era primăvară să topea sau cum? Nu, era iarnă, iarnă. Era chiar iarnă. Da, da, da. Okay. Și eram îmbrăcat până la ochi. Hai să venim mai spre prezent. Hai. Îți place viața ta? Aș fi un mincinos să nu spun că îmi place, pentru că prima și cea mai importantă, dar astea sunt niște întrebări așa foarte largi. Ajungem și mai scris. Pot să-ți răspund și eu foarte... Îmi place, sunt sănătos, Doamne ajută, copiii sunt sănătoși, Doamne ajută, pentru că mama, tata. Ideea care e că am auzit de foarte multe ori actorii plângându-se la noi. Se mai plâng? Actorii se plâng oriunde, este înveți în anul 2 de facultate, un curs separat. Ok. Nu se poate să... Mă plâng pentru că, nu știu, încerc să schimb ceva sau să obții ceva, sau să, dar am ca prim argument că viața mea îmi place faptul că mă pot întreține din ce fac, ceea ce a fost un semn de întrebare mare pentru mult timp. Și știu că încă este pentru mulți actori tineri. Majoritatea, dar asta este literalmente o chestie universală. E foarte complicat. Doar în regimul comunist s-a putut altfel. Și asta e o discuție în sine, trebuie o altă emisiune separată. Da, da, tu măcar ai carte de muncă. Pentru că au dat... Am carte de muncă, dar eu nu câștig banii de la cartea de muncă. Câștig niște bani de la cartea de muncă. Lucrez ca orice alt actor... La un teatru. Nu toți actorii lucrează la un teatru, dar foarte mulți actori care câștigă și trăiesc din asta lucrează în diferite locuri, făcând diferite lucruri actoricești, film sau televiziune, sau nu poți să fii angajat la film. Okay. Film faci când te cheamă, și așa se făcea inclusiv problema lui Ceaușescu, tot trebuia să dai o probă. E o meserie mai specială asta. Dar, din punct de vedere al locului de muncă, comuniștii făceau lucrul ăsta, își calculau cumva bine. Cred că, de fapt, vrea să o desfințeze de tot, vrea să transforme într-un ceva amatoricesc. Aha, pentru că toți oamenii da, au talent. Da, mai fie facul. Da, pentru că muncitorii în fabrică se pot duce la cercul de șah, la cercul de actorie. Așa, sau la cercul de actorie. Și puteau și erau acele brigăzi artistice și fenomenul ăsta Cântarea României, și din câte înțeleg se vroia de fapt eliminarea completă din învățământul superior, adică să nu mai fie actor, ca să nu în învățământul superior. Puteai să joci
din cercul astea de amatori. Ăia mai talentați, se selectau, urma, nu era imposibil. Dar ce reușiseră să facă, pentru că își calculau cumva, ca să zic așa, un control asupra pieții muncii, asupra cererii și ofertei de locuri de muncă, reușeau ca toți absolvenții să se ducă până la urmă undeva, chiar să se duceau în țară, celebrele povești cu stagiatură, pe nu știu unde, unde se agață harta în cui și oamenii făceau frigul sau făceau... Frigul făcea toată lumea, dar primeau un loc în care să locuiască, un teatru în care să joace. Cum se juca, ce se întâmpla, e discutabil, dar oamenii aveau un loc de muncă și ceva din gândirea aia rămâne până în ziua de astăzi, ca și cum, domnule, am terminat facultatea, domnule, cum adică, domnule, nu găsesc nicăieri un... Dar lucrurile nu sunt așa, nu prea funcționează nicăieri pe lume așa. Oamenii termină foarte mulți, un număr foarte mare de actori care termină facultatea, este cam mult câți? Supra din... Nu știu, în București termină 100 de oameni pe an, poate mai mult. 100 de oameni pe an. Unde să intre 100 de actori pe an? În care teatre să... Pe an, eu vorbesc pe an, anual. Deci în, de la Revoluție, în 10 ani apar mii de actori, da? Da. În 30 de ani, acum, sigur, s-au mai înmulțit în ultimii ani, dar sunt facultăți private care scot actori. Sunt facultăți în țară care scot actori. Nu există loc în teatre pentru, la modul ăsta. Ce mi se pare mie este că actorii de la noi sunt niște pionieri ai stilului ăsta de viață, independent cumva, împotriva voinței lor, că ar fi vrut să aibă un loc undeva cald, sigur. Nu toată lumea, sunt și cunosc eu actori, și mai în vârstă, dar și mai tineri, așa, care nu sunt neapărat dependenți acum psihologic de un loc de muncă. Și nu știu dacă punându-li se pe masă un contract permanent cu o instituție... Da, pentru că spun, măi, vreau să-mi păstrez o anumită mobilitate, o anumită independență contractuală care să-mi permită, dacă sunt chemat la o filmare, nu știu unde, în Anglia sau așa, să mă pot duce. Da. Uite, chestia asta o văd la mai multe tipuri de profesii pe la noi. Adică generația asta începe să fie mai deschisă la opțiuni de carieră în care, bă, nu-mi trebuie contract pe perioadă nedeterminată aici. Aș vrea să experimentez, aș vrea să fac mai multe cariere. Și se pare că oricum, pe măsură ce cresc, vin din urmă ăștia mai tineri, nu mai vor să se angajeze. Există mai multe feluri de a te angaja, există o nemulțumire legată de condițiile salariale, oamenii au ajuns să considere mică orice sumă, asta e, cum să zic, vorbesc acum din cealaltă parte a angajatorului, care spune, nu neapărat de al angajatorul, nu trebuie neapărat să fie statul, sunt oameni, afaceri private, care spun, băi, nu pot să-l angajez pe Buhniș, că Buhniș vine după o facultate și un an de experiență să-mi ceară nu știu cât. Și chiar spune, și fără vine și ceară. Chiar și fără. Spune, bă, pe mine nu mă interesează, băi, un job, acum ce vrei să fac? Și spunea cineva care are un restaurant, că bucătarul a spus că el face, îl interesează, dar că el în weekenduri merge, că el alergă la ultramaraton și acum vrea să se dedice mai, să dedice mai mult timp chestia asta și că e ok, dar nu vineri să mă duc duminică. El pleacă și alergă. Și se știe, la restaurant la restaurant e mai mult gol, vine să mă duc duminică. Și eu râd pentru că aici sunt, cum să zic, direct atins, pentru că e o problemă pe care am sesizat-o foarte târziu. Primii ani nici nu vroiam doar să joc, să joc, să joc și acum mi-am dat seama cum vineri, sâmbătă, duminică aproape dispar din programul unui, din zilele libere ale unui actor. Okay. Pentru că sunt zile în care se joacă și 99% și sunt tu în oraș. Și când e weekend? Când îți iei weekend? Nu prea mai am, o dată la 3 ani, așa. Serios? Nu prea, da, nu, weekendul nu prea am. Nu pare așa foarte stresată. Încerc în ultimii ani, cel puțin, să mai fac lucruri, dar care să mă și destindă. Să deci, nu... Nu, e, nu e așa ușor să fii autonom și... Nu e așa ușor să fii autonom și nu e de ușor să lucrezi atât de mult. Dacă lucrezi mai mult, o să descoperi că se întâmplă niște chestii cu programul tău, că nu mai ești liber niciodată pentru nimic. Meseria mea, mă refer să joci pe scenă sau să mergi la filmare, acolo nu poți să mergi decât tu, eu nu pot să deleg niște oameni, eu nu pot să mă să-mi fac o firmă și să am niște angajați care să facă lucrul ăsta în locul meu. Și atunci, de multe ori oamenii nu înțeleg că asta se plătește. De multe ori asta se plătește, faptul că omul ăla trebuie să vină el în persoană. Nu, eu nu pot să am 3 angajați, pără îl trimit la teatru, pără îl trimit la... Și asta este o problemă, iar un specific al nostru este că tu nu te îmbogățești din chestia asta. Foarte multă lume, eu consider complet deplasată comparația cu modelul american, nu știu, ca la basket sau ca la orice altceva, e deplasată. Oamenii fac un film pe gratis sau pe, sunt povești celebre cu tare sau cu tare care a jucat pe $500. Da, dar omul poate să facă următorul film pe 500 de mii.
aici e marea diferență și aia e miza aia care plutește așa în fața lor ca un cârnat cu ață și exact. Trage pe toți în cursa asta de mentă, dar să dai exemple, ăla e stupid, aici nu te poți îmbogăți din meseria asta, e o falsă... Nu știu de ce, dar îmi sună foarte cunoscută povestea asta, că aud la fel de la campionii de e-sports, de gaming. Știu că nu ești prea mare gamer tu, dar sunt niște băieți care fac niște milioane din jocuri pe calculator, pe console, pe astea, sunt campionate internaționale și sunt câțiva acolo la vârf, care câștigă foarte bine. Da. Și foarte mulți care ar vrea și ei să câștige la fel de mult și dau la perete, știi? Da, e un sistem piramidal, dar adică... E la fel la actori, din câte îmi dau eu seama. Da, dar eu mă refer acum în interiorul sistemului nostru, care, sigur, poate și el e piramidal, la fel ca și sistemul american. Sistemul american e mai piramidal ca oricare altul. Acolo există niște vedete care sunt foarte puține, oamenii nu realizează numărul mic exact. De oameni care câștigă mult versus baza enormă de oameni care nu câștigă aproape nimic. Și un sistem unde, mă rog, teoretic, noi suntem ieșiți din acest sistem socialist în care oamenii erau toți angajați, că asta vroiam să spun. Oamenii erau angajați, aveau salariu, care nu difereau foarte mult, erau oarecum aceleași salarii. Și toată lumea câștigă puțin, dar nu sunt unii care câștigă enorm. Da. Acum au început să se mai miște chestiile și pe la noi, dar în continuare, cred că... Îmi asum această afirmație de-a trecut. Nu te poți îmbogăți din actorie. Dar poți trăi decent. Poți trăi decent. Dacă ești Pavlu și bagi mult. Ei, dar ce? Doar Pavlu? Sunt o grămadă de oameni care trăiesc... Sunt, dar nu sunt toți. Nu sunt toți, dar e imposibil. Nu să fie niciodată toți. Dacă sunt toți, ne întoarci la un sistem de tip... socialist. Socialist, da. E o altă discuție. Nu, poate sunt beneficii și aici. S-au întâmplat lucruri fabuloase pe vreme. S-au întâmplat lucruri extraordinar în teatru. Pentru că oamenii nu aveau această fugă de colo-colo pe care o au astăzi, erau în aceste teatre, se gândeau doar la asta și s-au întâmplat poate spectacole mult mai bune decât spectacolele din ziua de azi, unele. Trebuie să muncești foarte mult și să apari în foarte multe locuri ca să fii relevant, să și câștigi suficient ca actor, din câte înțeleg eu. Da. Și din câte știu, tu ești implicat în mai multe echipe, adică nu ești doar la Bulandra. Nu, dar și în teatru joc în mai multe locuri. Și în Bulandra joci mai multe piese. În Bulandra joc în mai multe piese, cam dar câte asta mai trebuie... Știi? Cred că sunt 7-8 spectacole. Dar cum ții minte toate? Ei, să nu intrăm în aceste detalii tehnice, asta e întrebarea... Clasica. Dintotdeauna. Da. Nu asta e problema cea mai mare a unui actor, să ții minte textul. Deși, mă rog, poate deveni o problemă. Cum se zice, este necesar, dar nu suficient să ții minte textul. Okay. Ideea e că joc în teatru în multe alte locuri. Joc în teatru independent, la un teatru, care chiar așa se cheamă, un teatru. Da. Joc în un teatru foarte public oriented, foarte comercial, care se numește Teatrul Avangardia, care produce niște spectacole care se joacă la Cinema la Pro cinema, și da. Acum joc, a fost o nouă premieră, Șeful se numește, e o comedie pentru publicul larg, da? Și miza acolo e strict asta, să-ți vinzi biletele, să poți să e o sală enormă pentru teatru, 500 de oameni și când faci sold out la 500 de oameni, simți așa o satisfacție din asta, acolo nu. Da, dar trebuie să agiți, trebuie să umbli. Da, continuu. Continuu, e o mișcare continuă și nu în ultimul rând trebuie să joci, trebuie exact. Să fii apt ca la ora 7, cum se spune, să dai drumul la, da. La ora 7, te simți bine, te simți rău, ești răcit, ți-a murit pisica, tu trebuie să dai drumul la treabă și asta nu e atât de simplu. O faci odată, o faci de două ori, această sărbătoare, a premierei, nu știu, dar după aia o faci când trebuie. Și să intri în rol, apoi să ieși din rol... Sunt, în primul rând, multe spectacole, adică să faci diferențe sau... Na, nu e simplu. Avem un public destul de divers și relativ tânăr, dar nu da. Foarte. Adică noi avem un public așa 18-45, care încă își mai explorează opțiunile de carieră. Încă pe mai ăștia poate... sunt spectatorii mei, pe ăștia lor mă adresez. Atunci ei sunt acolo. Dar unii dintre ei, să știi că se gândesc la schimbări. Și am avut într-un podcast anterior un invitat, un psihoterapeut, care a explicat ce înseamnă oboseala funcțională. Și unul chiar a zis la comentarii, după ce am auzit interviul ăsta, mi-a dat seama cât de rău mi-e la muncă și mi-a dat demisia. Da, păi, da,
Și stau și mă gândesc că nu este ușor nici pentru actori. Este dincolo, adică da, trebuie să ai talent, dar cât e talent și cât e muncă în chestia asta? Nu neapărat, adică sigur e acest veșnic binom muncă-talent și nu sunt bun la procente, cât talent și câtă muncă. Procentele variază de la actor la actor. Mai există și procentul de noroc, șansă, noroc chior, aș merge chiar, șansă porcească, aș merge până la astfel de... Da. Ok, ajută! A, enorm! Da. Nici nu te-ai gândit. Și sunt și alte, cum să zic, constante. Trebuie ușor schimbi stilul de viață și uite, aici poți să întrebi orice alt actor din generația mea care lucrează mai mult sau e mănăstire. Adică ușor ies din discuție. Nopți pierdute, dacă nu ești la filmare... O noapte pierdută o plătești după aia scump. Păi, încep să te simți atât de nasol, încep să te simți atât de prost, că nu mai merge, nu poți, e ca sportul, nu poți, nu se poate, nu se mai poate în 2019 să joci fotbal sau nu știu ce naibii ca lumea, dacă nu ai un regim de viață, dacă nu merge. Asta cu boema aia, bucureșteana aia... Ieșeam la băută noaptea și a doua zi mergeam și jucam. Se putea, nu știu, la 20, acum dacă o faci constant, chestia asta, televiziunea, dar am foarte mulți colegi, prieteni care mi-au spus, băi, gata, odată ce începe televiziunea, emisiuni, seriale, alea, cum să zic, e lupa pusă pe tine, nu poți să... Eu nu mă refer doar la aspectul fizic, ci la pur și simplu, trebuie să fii acolo, trebuie să fii pe fază, trebuie să fii în... Full procent acolo. Asta, partea asta de performance, de a performa în fața publicului, e o chestie pe care o văd în mai multe tipuri de profesii. Tu vii cu experiența asta foarte frumoasă din zona de actorie, dar inclusiv poate o să se pară rizibil, dar până și pe YouTube e importantă chestia asta, că vin foarte mulți oameni cu un pic de talent, un pic de pasiune la început. Se scrie mult despre asta, se numește, nu, e și o carte, puteți să o cumpărați de la librării, unde se găsesc cărți. Pe hârtie, alea fără taci. Alea fără taci, cu foi. Cu foi. După aia face altceva cu foile. Este o carte, se numește Civilizația Spectacolului, scrisă de un laureat Nobel Liosa, și acolo se discută subiectul ăsta, că trăim într-o... De altfel, subiectul se discută în multe alte locuri, nu doar în acea carte. Există această civilizație a spectacolului în sensul că oricine poate deveni acum... Mai mult ca niciodată. Mai mult ca oricând. Un om se poate filma cu camera telefonului și asta e prima parte, a te putea, nu, înregistra, putea... Bariera tehnologică care acum e zero. Actul ăsta de a performa și apoi de a-l împărtăși cu alții. Partea a doua, ambele înainte necesitau un cadru organizat, teatru, cinematograf, nu știu ce, radio și o aparatură specializată și eventual un personal specializat. Toate lucrurile astea le faci tu acum. Tu filmezi, tu postezi. Și publicul e acolo, e aici, la o aruncătură de la un buton, la un click distanță, cum se spune. Și asta a schimbat lucrurile pentru totdeauna. Uită-te la candidații la președinție, uită-te la. Și noi trebuie să ținem ritmul aici cu aceste schimbări, pentru că ele nu se vor, nu vor dispărea. Adică... Dar și ce-mi place mie la schimbările astea, că da, spun chestia asta, bariera tehnologică, de-aia îi spun barieră, pentru că era foarte sus înainte. Să faci un studio de televiziune costa milioane, zeci de milioane în anumite situații. Acum poți să faci televiziune de la etajul 5. Da. Da? La fel în actorie. Înainte trebuia să te duci la facultate, să mergi după aia, să prinzi o repartiție la teatru, nu știu unde, să ai răbdare, să crești. Să faci un film, imaginează ce însemna să faci un film. Lucrurile... Eu îți dau alt exemplu, mult mai, unde granița e mult mai micuță, se trage digital acum, aproape a dispărut pelicula, da? Mă refer la chiar la filmul artistic. Am prins. Mai există, se mai face și acum, nu e chiar așa dispărută. De tot pelicula? De tot, se mai face din rațiuni de estetice sau, dar... La Ferim a fost așa? Da, cred că e pe peliculă, adică nu cred, sunt sigur. Super. Acum, digitalul ăsta îți permite te întinzi, ca să zic așa, cu dublele, cu cât vrei, nu mai există acea problemă, acel... Trebuie să dai acum. Că se termină rolul. La casele mari nu conta, cheltuiau rolă, dar acum o poate face oricine, pur și simplu. Ai la dispoziție oricâte... Se schimbă, lucrurile se schimbă și tot timpul. Pe măsură ce bariera asta tehnologică coboară, devine mult mai important, mult mai relevant talentul.
talentul și, cum să spun, niște opțiuni estetice, comentariu, poate direcția, conceptul chestiei, devin importante lucrurile care eu cred că erau importante de fapt și înainte, adică? Dar erau ce anume vrei să spui, ce anume spui nou, au dispărut aceste foi de ceapă ale, domne, eu am facultate, eu am intuit cumva în televiziune cel puțin din sfârșitul anilor 90 lucrul ăsta cu facultate, televiziunile nu mai erau interesate, deci oamenii spuneau, bă, la fac, am facultate, vin eu cu buhnici, sunt, dau eu probe cu ăsta care, da. Și dacă te gândeai puțin și erai sincer tu cu tine, spuneai, și dacă am facultate, că pe ăla de la televiziune nu-l interesa chestia asta, spune, domne, eu am nevoie, da, de un băiat care să aibă fața asta, să poată să fie volubil și nu mă interesează. Așa pe mine este. Cu diploma aia nu mă impresionez cu nimic. Uite, acum și spui... oamenii care nu au putut să facă în mintea lor switch-ul ăsta au avut de suferit, cred eu. Da, cu toate astea, facultatea mi se pare încă o oară importantă. Este extrem de importantă ca să te dezvolți, dar ea în sine, tu dacă, da, nu te dezvolți în timpul facultății, dacă nu simți, mai bine las-o dracu de facultate, du-te și muncește. Corect. Și încearcă să afli ceea ce te preocupă, da, sau să-ți dezvolți, da, lucrurile pe care vrei să le dezvolți. Există facultate cu profesori tâmpiți, de exemplu. Și la ce se folosește, okay, chestia asta? Eu ca jurnalist am schimbat vreo 3-4 locuri de muncă, sunt norocos, în 20 de ani. Dar nu m-a întrebat nimeni de diploma aia, chiar dacă am făcut facultate de așa ceva și am muncit toată facultatea, că oricum a trebuit să mă întrețin, că n-aveam de unde, dar chiar și așa, am învățat mult mai mult lucrând. Și aici intervine, cred eu, și văd chestia asta și la tot, foarte mulți oameni care stau de vorbă despre cum evoluezi în carieră. Indiferent cât de ușor ajunge să-ți devină după un timp, nu scapi de munca aia asiduă, de perseverență, de fi prezent în fiecare zi, nu, acolo la treabă. Nu, e imposibil aici, nu știu ce alt exemplu să dau decât dacă ne-am imaginat medicina desfășurându-se nu după facultate și după diplomă. Un medic bun trebuie să se adapteze practic non-stop în, nu știu de ce dau exemplu ăsta cu medicii, poate pentru că e un exemplu care îl respect oricine vrea să fie consultat și tratat de un medic bun. Să ne imaginăm un medic care nu s-ar preocupa în permanență, da, de a învăța, de a se dezvolta. Nu se mai poate. De altfel, eu nu cred că o să mai existe. Sigur, astea sunt lucruri tot citite pe aici și pe acolo. Sunt spuse de alții mai deștepți decât mine. O meserie pe viață. Nu prea cred în povestea asta. Pe termen lung, da, vor dispărea oameni. Va trebui să 5 cariere ar trebui să facă un om și să schimbe nu știu câte joburi. 5 cariere diferite. Nu știu dacă 5 sau așa, dar ideea este că a te cantona într-o singură, adică să-ți imaginezi, a te cantona în gândire, cum că tu vei studia chestia asta și vei rămâne forever în toată viața ta, e o greșeală. E o greșeală pentru că apar cariere care acum 5 ani nu existau. Hai să o luăm și așa, da, oportunități, poftim. Da. Da. Bine, acum și la actori se mai schimbă lucrurile. Nu cred că atunci când ai terminat facultatea te gândeai că o să apari într-un serial pe internet. Pe o platformă de streaming. Nu mă gândeam că o să apar într-un serial pe internet când a început Umbre. Eu vorbesc ca de o chestie care s-a întâmplat ieri pentru mine. Da. 5-6 ani. Ideea că serialul s-ar putea da pe platformă, presupunând că aș fi înțeles termenul la ora aia, simultan cu difuzarea pe TV, era absurdă. Am ajuns la sezonul 3. Care TV? Că poți să și lucrurile se întâmplă așa. Adică ideea că s-ar putea, sau cum apare, nu știu, pe Netflix, că apare tot sezonul deodată pentru binging-ul ăsta, deci nici nu aș fi înțeles despre ce e vorba și vorbim de câțiva ani în urmă, nu spun dacă atunci când m-am apucat eu de actorie, nici nu înțelegeai cum e că să se dea tot, adică nu se pune se episod, așteaptă lumea să se facă joi sau, domne, sâmbătă, buc, nici nu iese din casă, serialul lui preferat la 8, nu-l deranja, știți că el stă, se uită la 8, orice ar fi și a luat cana de ceai cu vodka și se uită la... Cum e cel ăsta? Că ăsta nu e Irish, e Irish ăla cu whisky. Nu știu cum e. Ruski, nu știu cum îi zice. Ce-ai rusesc. Da. Și se uită la... Adică a dispărut chestia asta. Oamenii vor aici, acum, se pune tot sezonul pe... Bă, nici nu înțelegeam când exact. Când mi-am
dat drumul la Netflix în televizorul meu de acasă, tot nu înțelegeam ideea. Deci ai un televizor, dar nu e pe televizor, este pe o aplicație din televizor unde vine un film care este din internet. Pe... Da, și totuși, asta este încă o barieră tehnologică. Da. Am rezolvat inclusiv bariera de timp, de disponibilitatea publicului și rămâne tot talentul, dar vine la pachet împreună cu această perseverență și această consecvență. Și insist asupra acestei idei, pentru că publicul care ne urmărește, spuneam, schimbă deja joburi multe și nu au norocul de a avea în spate o carieră construită și foarte multe opțiuni. Că tu ești în situația acum în care nu te să alegi după oportunități, nu, începi să te caute ele pe tine. Nu sunt nici în situația să dau sfaturi. Ce pot spune pe de altă parte, și adică trebuie să fac precizarea asta legat de meseria mea, există aceste produse de succes sau insucces, epic failure sau... dar ele sunt niște produse și trebuie să le tratezi ca atare și să accepti inclusiv ideea că într-o bună zi produsul tău nu va mai fi căutat și atunci nu vei mai câștiga bani sau ce își imaginează lumea, că nu vei mai fi faimos, nu vei mai fi invitat la nu știu ce interviu, dar rămâne pe spațiul meu și aici nu vreau să folosesc cuvântul meserie, rămâne totuși și arta, adică există teatru și există filmul de artă care nu se ocupă cu lucrul ăsta, teoretic cel puțin, ar trebui să se ocupe cu altceva, sigur că și teatru dorește să aibă spectatori, orice fel de teatru până la urmă, nu e vorba că trebuie jucat în fața unor sârgoale, dar cred că există o căutare în zona artistică pe care artiștii autentici o vor păstra și nu știm cum va arăta arta peste 50 de ani, dar va fi, va exista acolo. La urmă, există pictură și în ziua de astăzi, cu toate că poți zic că exista pictură și acum 500 de ani. Da. Dar sunt picturi care asta fac, iau o pânză și pictează pe ea. Nu știu unde o să se ajungă sau ce o să se întâmple, dar această căutare artistică trebuie cumva separată de crearea unor produse, cum ar fi un serial de televiziune. Îmi iau inspirație de la oameni ca tine care, de fapt, cred că asta și ne și fascinează la actori, că își oferă acest lux care, până la urmă, este vorba de supraviețuire în cele din urmă, dar pare lux dinspre noi ăștia care multă vreme muncim pe salariu la companie, la multinațională, să-și ia acest drept de a visa și de a crea, de a face artă, chiar și fără a aștepta o recompensă. Dar există, da, în continuare. Oamenii ăștia sunt și în București. Oameni dăruiți. Oameni interesați de o căutare artistică. Există, sunt regizori de film, nu, români, care aceste filme mult blamate, astea care nu plac la publicul larg, care însă cuceresc atâtea premii în festivaluri, care umblă în toată lumea și care, de ce să nu spunem, fac un serviciu de imagine, această imagine atât de dorită și de apreciată chiar de cei care se uită la emisiunea ta, care înțeleg ce înseamnă o imagine valoroasă, să facă trecerea asta, așa cum un om își poate crea o imagine valoroasă și așa o țară sau o cultură și poate crea o imagine valoroasă și această imagine valoroasă pe care o are o bucățică din cultura română în momentul ăsta în lume se datorează acestor filme astea de nevăzut care fac o... Necomerciale, da, filme care nu sunt atât de gustate de publicul larg, care așteaptă, nu știu, un film ca Batman sau ca... Da. E fără precedent în istoria noastră culturală, cel puțin din perioada interbelică până acum, această vizibilitate, acest pot de lumină pus pe ceva românesc, nu? Care e din România, făcut de români, cu români. Acum, tu ești, din câte văd eu așa din afară și să mă contrazici dacă greșesc, tu ești un actor foarte bun, asta se știe, joci într-o grămadă de filme, ai și filme de colecție în alea, să le pui așa la rană, dar te duci și către zona mai comercială. Acum, să definim asta comercial, nu m-aș băga. Dar e mai pentru public mai larg. Da, bine, dar nu e nimic rău, nici într-una, nici în alta. Exact. Și stăteam și mă gândeam că în continuare noi în cinematografie, în partea asta de teatru și de film, mai avem încă oameni care fac foarte mult din dăruire, din pasiune. Dar avem alte arte în care nu prea mai avem. Adică, sau și mă gândesc la muzică. Ai un artist român pe care îl admiri din partea asta de muzică în momentul ăsta? Place destul de tare o formație așa care scoate discuri, sau nu știu, Robin and the Backstabbers, îmi plac destul de mult. Admir foarte mult pe Adam Milea. Mi se pare un artist, un muzician. Dar vezi, sunt artiști de nișă. Da. De super nișă. Da, plac artiștii de nișă. Adică, până la urmă,
nu știu dacă, cât o să mă coste afirmația asta, dacă o am să o fac, nu invit pe nimeni să urmărească nișele și artiștii de nișe și cu siguranță că au existat mari talente care au impresionat mulțimile, dar în principiu în momentul ăsta mi se pare că popularitatea e cumva invers proporțională cu valoarea. Nu cu talentul. Talentul există. Cu valoare. Talentul există. Cu valoare autentică, artistică cel puțin. Okay. Mi-e imposibil să cred că un produs artistic autentic poate plăcea astăzi și în felul în care ele sunt expuse și livrate către public aceste produse unor miliarde de oameni, unor sute de milioane de oameni. Mi-e greu să cred, nu știu. Sunt, o să-mi spui, să-mi dai exemple de nu știu ce trupe care au concerte cu, dar sunt trupe vechi care, nu știu, mi se pare, e trist, e vesel, nu știu ce înseamnă chestia asta, okay. Dar nu, eu nu prea cred că e, nu cred că cel mai bun artist de jazz sau cea mai bună. Dar și la cântăreț e ca la actor, trebuie să cânte mult peste tot, se poate crea ca să poată trăi. Se poate crea un produs și pe mine asta mă aduce la disperare. Faptul că se poate crea un produs aici, în laboratorul secret, noi putem crea un cântăreț. Nu pe calculator, o să se poată probabil și pe calculator, dar un produs de piață. Putem crea o... Da, autotune. Se creează. Se iau un... se merge așa, se compun niște chestii, bam, bam, după aia se încep niște concerte, încep niște o prezență de-asta audio-video permanentă și avem un faimos deja, sau o faimoasă. Da. Și asta e... Avem în Japonia Hatsune Miku. Hatsune Miku este o hologramă care cântă, are doar producători în spate, are fani și are oameni care au cerut-o în căsătorie. Unul s-a căsătorit cu holograma ei, un japonez. Bine, avem în Japonia și samurai și avem kimonouri pe stradă, avem de toate acolo, da. Okay. Avem oameni care mănâncă pești vii, deci nu cred că... Da, asta... Eu nu cred nici în acest spectru al marota asta cu diavolul din tehnologie care ne va înghiți în viitor. Pentru că schimbările se vor produce... Tu n-ai văzut încă deepfake-urile. Treptat. Am văzut unul. Ba da. Dar nu cred că omenirea va sucomba din cauza tehnologiei. Dacă se va întâmpla asta, noi înșine vom fi schimbați deja complet. Nu vom mai fi noi cei de acum, din carne și din sânge. Am citit... Deci nu sunt ideile mele, dar dacă s-ar putea face un transfer, da, al conștiinței tale într-un suport tehnologic, da, tu mai ești tu în sensul ăsta, ești tu, ai drept de semnătură, ai drept de testament, ai drept de vot, dar n-ai mai avea acest corp și atunci existența ta ar fi prelungită, să zicem, da, așa prin absurd, pe o perioadă nedefinită. Ce mai înseamnă acel buhnic? E acest buhnic cu care stau eu de vorbă? Nu. E altceva. Și atunci sufletul până la urmă e în simbioză asta cu corpul și atunci conștiința. Da, nu știm, dar sau uite de un exemplu și mai simplu, prelungirea perioadei de, da, dacă ai putea să trăiești, nu mai trăiești până la 80-90, și 160-170 de ani, ai putea avea aceleași raporturi cu copiii tăi, copilul tău ar avea 90 și ceva de ani și tu ai avea 120. Nu, s-ar schimba niște chestii fundamentale care vor influența legile, felul în care evoluăm social, joburile, vei avea poate 5-6 joburi într-o viață de om. Pentru că o viață de om, noi ne raportăm, măsura rămâne în continuare omul și noi ne raportăm la noi, la cât trăim noi, la cum ești la 80 de ani, dar dacă la 80 de ani te-ai putea simți ca acum... n-ar mai însemna același lucru. Și te mai căsătorești pe viață? Te mai căsătorești pe viață? Bariera tehnologică care coboară, exact cum spuneam, și chiar dacă apare un deepfake cu Șerban Pavlu care poate juca orice, cu inteligența artificială, de zici că ești tu, până la urmă... Sau chiar mai inteligent? Că-i dăm AI, că va ști tot. Da. Putem să-i punem orice în gură. Să și aplaude, să și voteze, tot ce trebuie. Și atunci, cred că asta va fi adevărata provocare și de-aia mi-o inspirație de la actori care reușesc, sau de la oameni foarte talentați care reușesc să păstreze esența asta a ce-i face pe ei diferiți. Pentru că dacă tu spuneai acum câțiva ani că nu-ți imaginai că vei fi pe VOD, Video On Demand, pe o platformă online, pe streaming,
ce o să fie peste câțiva ani cu această evoluție a tehnologiei. Adică deepfake-ul abia a apărut. Abia a apărut și o să deja, se miște foarte repede. O să se... Deja este subiect de discuție de risc de terorism. Da. Că va afecta alegeri. Păi cred că astea sunt problemele mari. Nu că o să-și pierd actorii pâine. Uh-huh. Problemele mari sunt astea. Vor apărea niște mutații la nivel planetar, la felul în care e organizată societatea noastră, care... Dar nu simți că deja se întâmplă? Te-am auzit povestind despre chestia asta, că sunt mai degrabă pline sălile de teatru decât cele de cinema. Da, e sunt pe dos, mai, cumva. Există un gap așa între public și film. Dar poate publicul simte, intuiește natural că mai bine merg să-l văd pe actorul ăla în carne și oase. Există această fascinație a teatrului, am avut-o eu însumi când m-am apucat de... Adică a venit opțiunea mea profesională din această pasiune pentru... Fascinație de a vedea niște oameni vii atât de aproape de mine care sunt angajați într-o ficțiune. Mm-hmm. Dar și este, de ce nu e, fascinantă și merită, dar nu cred că asta e motivul pentru care oamenii nu merg la... Există, cred că, și un anumit snobism de a vedea o piesă de teatru și foarte bine că există, că... dar... eu cred că se va recupera distanța asta între filmul românesc și publicul larg românesc, dar vor trebui să apară oameni, care să scrie, să regizeze și să fie capabil să vândă lucrul ăsta, care să fie pe gustul celor... Eu nu știu cum pot să fac, nu știu bine. Acum problema mare este lipsa sălilor, dacă mă întreb pe mine. Deci nu e o falsă problemă că nu s-ar... Tu ar trebui să scrii un scenariu, să-l filmezi, da, cu mine în rolul principal. Ideea ar fi, nu, să facem chestia asta și să ne luăm banii înapoi. Da. Adică măcar să-ți iei banii înapoi. Unde ai putea să distribui filmul? Am avut acea discuție cu un Caranfil, că multiplexurile nu bagă bani în așa ceva, nu. Pentru că nu... Așa, și atunci se duc, bagă un Avengers și știe clar că se umple. Da, și ca în atâtea business-uri a câștigat cel care avea business-ul mai bine pus la punct. Da. Oamenii exact. Vând tot ăia care vindeau și înainte, pentru că erau deja foarte orientați înspre chestia asta. Dar uite, te întreb și pe tine. Și l-am întrebat aceeași chestie și pe domnul Caranfil. Ce părere ai dacă multiplexul ăsta cu multe săli ar aloca o sală numai pentru film? Păi aici doar legislația poate să... Aici doar legislația ne poate ajuta. Aha. Și există foarte, foarte multe lucruri care nu se pot rezolva, sistemice. Franța a făcut niște chestii genul ăsta. Da. Nu, cum au făcut, știi? Au dat o lege și au spus, dumneata, dacă vrei să ai un multiplex, trebuie să ai atât la sută film franțuzesc în multiplexul dumitale și nu la ora 10 de dimineață și uite așa. Atât de simplu. Au impus niște lucruri, așa cum sindicatele impun în toată Europa de vest folosirea unui procent, cel puțin, la coproducții chiar, a personalului din țara respectivă. Tu nu poți să aduci bani din Olanda aici în România să faci un film. Se întâmplă coproducții fără să aduci niște oameni care să lucreze din Olanda. Okay. Sunetul sau... vine de acolo și oamenii spun, stai, dom'le, puțin, bine, noi dăm niște bani, trebuie să lucreze niște olandezi în povestea asta, nu se poate să... Sunt legi și legile pot schimba lucrurile. O parte din legile astea au făcut să existe și umbre, nu? Nu știu dacă o parte din legile astea. Umbre este o inițiativă HBO care la un moment dat, niște bani și aici. Din nu știu ce motive, a decis să aibă o producție... Nu sunt obligați să aibă niște producții locale? Nu. De-aia mă zic că ăștia mari sunt obligați, adică Netflix va trebui să facă și producție locală. Habar n-am, nu cred că ăsta a fost motivul, a fost Dar e nevoie de așa ceva. Da, și s-a dovedit a fi binevenită până la urmă și pentru HBO. Din câte înțeleg, serialul se difuzează la sezonul 2, deja premiera a fost aproape simultan în 16 țări. What? Nu e ca și cum... Da, e un business. Oamenii au creat niște conținut și în rețeaua lor, a fost difuzat în rețeaua lor, dar iată că acum e vândut către TNT. Mm-hmm. E preluat de o altă rețea care e worldwide. Okay. Așa, care îi cumpără umbre. Da, adevărat că la capitolul ăsta săl nu prea mai sunt săli independente, adică și Patria este varză. Nici cred că se mai proiectează acolo. Nu, Studio, Patria și Scala s-au închis după Colectiv. Exact. Toate trei. E o tragedie. Bulevardul era închis de mult, sălile de pe Bulevard înspre piața cu Gălnicianu. Dar lucrurile astea... Nu știu că știi că la Râșnov, spre exemplu, azi de Râșnov, există un cinematograf făcut de primărie. Da, Amza Pele, cred că Amza Pele, zice. Da, am fost recent. Serios? Am fost pe lângă el, m-am dus la munte. Așa. Și m-a fascinat chestia asta. Mi-am adus aminte că noi aveam cinematograf sătesc.
Și au dispărut peste tot. Măi, eu am fost la Sfântul Gheorghe, care e un oraș cu o tradiție culturală destul de serioasă. Șepși. Ai fost la Șepși? Bilingv, da? Da. Care are un teatru, care organizează un festival, care are două trupe, maghiară și română, spectacole foarte bune, un centru istoric, deci nu vorbim de nu știu ce comună. Și vorbind eu cu un coleg de acolo, actor, cu care dezbăteam soarta filmului românesc, mi-a zis de cutare film pe care l-a văzut și cutare așa și nu mai știu cum, și cum vine aici, a fost, și ce aici? Păi zic, unde ați văzut? Păi, la Brașov. Zic, la Brașov, păi, nu vede. Păi nu, măi, noi ne urcăm, dacă vine la Brașov, deci dacă vine la Brașov. Și unde la Brașov? Ne urcăm 4 sau 5 în mașină și plecăm la Brașov să vedem filmul. Noi vorbim de un oraș din România. În care de județ? Deci nu discutăm aici de nu știu ce comună în care, de ce nu, de ce n-ar fi și acolo un cinematograf, că e un cinematograf, nu trebuie, nu e un spital. Deci vorbim de un cinematograf care, e mai, mult mai important să ai spitale, dar... Nu mai sunt business astea și ca să le facă de business, aici e nenorocirea și aici e problema. Că eu nu spun, nu cred că doar business, aici intervine statul, care spune, băi, nu facem doar business, e la multiplex. Dar eu sunt obligat să pun o sală de sport, să pun un spital sau două săli de sport sau trei săli de sport sau o piscină sau un patinoar sau un cinematograf în care intră filme românești, pentru că lucrurile sunt și nu sunt așa cum sunt descrise. Dom'le, cine e interesat de filmele astea românești? Nu e adevărat dacă există o rețea reală de distribuție pe care să o acceseze inclusiv mediul privat. Dom'le, da. Mă interesează să vin, sunt multifuncționale, se pot juca spectacole și ar difuza filmul ăsta românesc peste tot dacă ar exista regim de cinematecă pentru... Eu cunosc foarte mulți oameni tineri care astăzi se uitau la seria Avengers sau erau specialiști în seriile de Batman și spuneau ăla îmi place, ăla nu-mi place, ăla e așa, care într-un an de zile, noi uităm treaba asta, au devenit spectatori de film de artă, habar n-am, sau specialiști în nu știu ce filme de acum 10 ani coreene sau... Da. Nu e deloc așa cum... E vorba de o vârstă și de niște interese specifice vârstei în care oamenii evoluează foarte repede și un tânăr poate ajunge foarte repede de la filme din astea blockbustere, poate nu poate ajunge un om de 60 de ani, dar un om de 18 ani poate să vadă săptămâna asta filme blockbuster, după care vorbește cu ăla și vorbește cu ăla și bă, da, tu ai văzut ăla și peste 3 luni omul sapă în cinematecă după nu știu ce serii de autor. Lucrurile astea nu sunt accesibile la noi. Și peste 3 ani face el. Lucrurile astea nu sunt accesibile. E o minciună să împarți în permanență. E un domeniu în care omul circulă foarte repede, ca într-o bibliotecă. Dom'le, citești Tolstoi, după care poți ajunge să citești autori ruși contemporani foarte repede. Cât sare așa, bam, 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 din carte în carte și așa și cu filmul. Cum adică? Dar toată lumea, ai văzut, nu știu, oamenii au văzut Twin Peaks, care a fost o senzație, nu poate primul mare serial, aproape neîncadrabil, pentru că Lynch e un geniu și a făcut acest produs de televiziune funcțional pentru sute de milioane de telespectatori și a făcut un fel de succes așa planetar, după care oamenii au început să vadă filmele lui de cinema, ale lui David Lynch, care era așa, după care au sărit imediat la alte filme și asta a fost o punte și iată, care e problema? Lucrurile astea se întâmplă dacă sunt puse la dispoziție. Și până la urmă despre asta este vorba. De-aia îmi place discuția asta. Pentru că atunci când vorbim cu publicul, încerc să le dau unelte. De unde să o apuce? Și când vine vorba și de film, trebuie să-ți creezi un obicei de consum, dar trebuie să ai de unde să alegi. E ca și cum te duci la piață și nu ai găsit decât cartofi, 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 cartofi. Bineînțeles. Și dacă găsești doar cartofi, tu nu știi cum arată altceva. Nu, trebuie să ți se pună la dispoziție, trebuie să ai locul, nu mai discut de treaba asta, că una e să vezi filme pe laptop și alta e să vezi filme la cinematograf. Și asta, așa mai deci, departe. Evident. Și să te informezi puțin și cu puțină informație nu o să mai pară lucrurile atât de alb și negru și nici atât de complicate. Filmele astea de neînțeles, nu sunt atât de neînțeles. Am promis că nu o să intrăm prea mult în cinematografie și în teatru. Hai să ieșim. E o discuție foarte interesantă acolo, dar mi-a plăcut foarte mult discuția cu Cosmin Nedelcu, micuțul. Vă recomand să vedeți și interviul de acolo. Asta mi se pare că e și mai bine.
Auzi, dacă tot ai zis chestia asta, da, îi vrei să-i dăm finala lui Micuțu? Nu. Mi-e frică de răzbunare. Dar nu că ăsta să știe să răzbune. Păi de asta mi-e frică, da. Știi că, cred că amândoi aveți aceeași problemă pe undeva. Ponderală, suprapondere, nu. Nu, asta nu. L-am rugat să vină să facă un cameo, să facă așa o apariție într-un promo la mine și l-am pus să joace așa un rol un pic mai... Și zice, toată lumea care mă caută, ori prost, ori bătăuș, mă vor. Da, păi da, pe mine numai prost. Pe el mă cheamă de bătăuș, da, pe mine. Nu, no, glumesc, da. E o discuție foarte interesantă acolo. Aș vrea să venim un pic către societate, către prezent, pentru că știu că te pasionează mult zona asta și aș vrea să-ți dau, uite... Aș vrea să nu mă pasioneze. Dar nu prea avem de ales. Nu prea avem de ales, da. Dar lucrăm cu ce avem. Ia zi. Te-am văzut destul de vocal în ultima vreme, vorbind în public despre vot. Da. Vrei să zici ceva în legătură cu asta? Să votați. Votați ca să vă asumați după aia rezultatul votului. Dacă ăsta că îi aud pe oameni. Da, dar pe cine, mă? Dar pe cine crezi că merită mai mult dintre... Și pentru că eu cred, eu credința mea personală, că dacă votezi, faci un prim pas, dai ceva de la tine, dai votul ăla și că vii și tu după aia mai cu geana pe ei, ești mai atent un pic la ce se întâmplă. A te separa complet și a spune, domne, pe mine nu mă interesează porcăria asta și hoțiile astea ce fac ăștia, e primul pas spre dezastru, cred eu. Da. Așa ești acolo, după aia, bă, te-am votat, ești un nenorocit. Dacă ieșim pe stradă și întrebăm 10 tineri, cine este prim-ministru astăzi, crezi că știu? Câți din ei știu? Nu cred că e o pistă falsă asta. Eu nu cred că în Anglia, dacă te duci și întrebi pe stradă... Bine, acum s-ar putea să știe cine e prim-ministru, că ăla e o maimuță în toată regula, dar... e gonflată. Da, gonflată, dar nu cred că era chiar așa. Adică, nu știu, e intuiția mea. Nu cred că asta e... Ba, dar și ei noștri sunt sătui, sunt atât de sătui de politică, da, încât fac așa. Diferența e că afară lucrurile merg bine și nu știi cine e prim-ministru că merg bine, la noi merg prost și nu știi cine e prim-ministru că merg prost. Adică zici, lasă-mă în pace că mi-e scârbă de mor. Dar în principiu cred că ar trebui să se intereseze puțin și oamenii tineri de lucrul ăsta, pentru că ți se fură din casă sau nu știu cum să zic, ai niște, e și casa ta aici și nu... Da, dar da. Nu, adică nu, când spun că se fură, nu mă refer să mă duc la serviciu, trebuie să merg la serviciu, n-am eu timp. Păi știu, dar serviciul ăla s-ar putea să dispară sau serviciul ăla ar putea apărea alte servicii cu oportunități mai bune pentru tine, dacă... miști și la vot acolo. Eu cred că generația noastră este un pic anesteziată, este sătulă de atât de multă minciună și atât de mult furt. Generația noastră nici nu are o cultură creată în direcția asta și... Păi ne-au îndobitocit idioții de la putere, toți. Pozițiile au fost, mă refer chiar la generația noastră acum, nu neapărat la cei mai tineri decât noi. La faptul că noi venim totuși din momentul ăla în care exista această duplicitate permanentă între, știai foarte bine că ești condus de niște oameni cu care tu, pe care tu nu-i poți nici alege, nici influența. Cam asta era starea de fapt. Sunt convins. În anii 80 deja românii erau împăcați cu ideea, nu mai putem schimba păștea. Da. Sunt convins 100%. Dar pe undeva, nu știu, acum... Sunt convins 100% de treaba asta. Nu avem acea senzație că acum nu mai e vorba de un partid, acum e vorba de toată șleachta asta. Bă, nu avem cum să-i schimbăm. Singura soluție, mai avem să plecăm și ne pleacă valuri da, creierile. Pleacă așa avioane, știi cum zboară pe deasupra autopenilor, că le văd de la mine, de la Corbeanca. Deci, la cât de mulți oameni pleacă din România, eu am calculat undeva la undeva la niște zeci de mii de avioane pleacă pline și se întorc goale. Dar sunt niște statistici în sensul ăsta, e un subiect foarte nasol, nu am niciun fel de răspuns la treaba asta decât să ne visăm cetățenii europeni, să dispară granițele, să trăim toți aici, pentru că altfel, adică într-o singură entitate, nu știu... Adică teritorială, să emigrăm din România în Europeană și să rămânem aici. Să mergem din Europa, să nu mai zicem că fugim din România în altă țară, să zicem că ne mutăm, ne relocăm în Europa. Da, așa, vreau să zic, cum am putea îmbrăca treaba asta să nu mai pară atât de dureroasă. 9 români pe oră. 9 români pe oră, da. La noi în Corbeanca au plecat recent niște doctori și profesori din asociația noastră civică. Băi, e foarte nasul. Asta e marea problemă, de fapt. Problema major este că oamenii care învață ceva clar și știu să facă ceva valoros și așa,
s-au dus, pentru că nu au de ce. Actorii n-au cum să plece, că pleacă și actori, dar mai puțin. Ești eu am auzit că dacă stai 6 luni la Londra, e accent. Ești mai legat de... E accent de... De British și te poți să te apuci acolo. E accent mexican. Dacă... Sau poți să iei așa? Sau... Am auzit că umbli prin Spania, cred că se lipește. Sau pakistanez, cred că ei. Dar e accent rusesc. Dacă stai câteva ore în Londra... E full de... Da. Da. Nu, evident, nu asta e problema, unde pleacă actorii să lucreze. Problema e unde pleacă medicii, unde pleacă informaticienii, unde copilul, unde asta pleacă... Și... Asta e marea problemă. Da, și până la urmă, cum facem să încurajăm pe oameni să redevină activi, să intereseze? Pentru că dacă nu ne mai pasă, vom plecăm toți. Cred că de-aia trebuie votat și de-aia trebuie să existe un interes față de scena politică, pentru că cred că mare parte din oamenii care pleacă sunt nu atât nemulțumiți de sumele pe care le câștigă, ci de această permanentă impostură derulată la vârf, pentru că, sau etalată la vârf, pentru că e foarte simplu, m-am gândit tot timpul că un om dacă face un efort să învețe ceva și să devine bun cu ce învață și să practice ceea ce a învățat pe merit, e foarte, foarte greu să tolereze un impostor într-o poziție de decizie, pentru că te simți cumva furat tu. De asta se cultivă și aici apare acest lanț al slăbiciunilor, iar ei la rândul lor își pun, nu știu, în funcțiile așa, alți impostori mai mici, că el fiind un impostor... Eu nu aș pune niciodată așa pe cineva de genul ăsta acolo. Cum a ajuns? Cine l-a pus? Da. Cine sunt ăia? Dar noi trăim într-o țară în care... Adică a devenit endemică chestia asta. Se pun oameni în funcții, oameni care nu au... Se pun cu mâna. Da, da, da. Asta e mai grav decât... Nu, că nu-i punem noi. Și atunci ce rost are să mă mai agit? Că oricum se pun ăștia între ei. Să pui măcar la îndoială. Nu știu. Oameni puși, pentru că eu am nevoie să pun un om care nu mă poate contesta pe mine. Nu... Iar ca să pun pe cineva care nu mă poate contesta, trebuie să fie cineva mai slab pregătit, mai puțin, normal, mai puțin potrivit pentru locul ăla. Și atunci zic, băi, taci, băi, din gură, ești pe locul ăsta. Păi tu când vii din... Da. Nu știu că știi, dar noi am avut la un moment dat un mecanic de cale ferată, președintele Camerei Deputaților. Nu. Ai auzit de Valeriu Zgonea? Da. Mai ții minte? Da, da, nu știam ce... Mecanic de cale ferată. Da, e bine. Și era mândru de obârșa lui. Păi asta, mândria proletară a fost și ea bine plantată în capul... Da. E greu să schimbi mentalități așa. Ok, nu o să schimbăm noi mai mult acum și ne-am întins destul de mult să termine toate bateriile pe aici. Mă bucur mult că am vorbit. Nu ești la fel de distractiv ca la MCN? Mai laud încă o dată că merită? Acum contează și cine ia interviu. Eu fac tot ce pot, îți dai seama. Tu ai încercat. Ți-am ridicat la plasă, dar așa a fost să fie, na. Oricum, e bine. E bine că am reușit să te întrerup mai rar. Eu mai întrerup oamenii, mi se mai reproșează chestia asta. Te-ai simțit întrerupt? Absolut deloc. Dar nu pot fi întrerupt, adică n-am. Poți să oprești vântul să bată? Poți să... N-ai cum. Nu poți opri pe Relu. N-ai cum. Nu. Adică nu m-am întins prea mult pe glume cu Relu, cu din astea nu m-am băgat. Nu, apreciez. Asta a fost... Isătul, nu? Wow, până peste cap. Pentru că e o diferență importantă între ceea ce vedem pe sticlă sau pe scenă și cum este un om în realitate și în cazul tău ești un personaj interesant și în realitate. Mai interesant chiar aș zice. Nu. Trebuie să te-o întorc. Hai să încheiem într-o notă optimistă. Da, să rămânem prieteni. Da. Și cam acesta a fost și acest episod din hashtag IGDLCC. Am obținut niște informații gratis. Dar nu ți-e greu să zici chestia IGDLCC? Ba da, dar asta e și ideea. E unic. IGDLCC. IDGLCC. IGDLCC. IGDLCC. Informații gratis despre lucruri care... Da, am înțeles că e un acronim, dar IGDLCC... Eu insist. Pare un trus de la de proiectare, de primul Ceaușescu era... ICPE... Dar tata a lucrat la CCSIT UIATF. CCSIT UIATF. Centru de Cercetare Tehnologică. I-am mai auzit de ICSIT MUA. ICSIT, da, pe da, erau tare astea. Da. CCSIT UIATF. CCSIT UIATF. What is that? Centru de Cercetare... Centru de Cercetare Inginerească sau Centru de Cercetare Inginerie Tehnologică al un... nu știu. Ok.
Ok, ne puteți asculta dacă nu vreți neapărat să ne vedeți și în mașină, la căști, pe telefon, nu neapărat în timpul școlii sau la serviciu. În timp ce conduceți. Ne puteți asculta în timp ce conduceți, dar fără să vă uitați pe audio, pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și orice fel de podcatcher, inclusiv pe buhnici.ro, în secțiunea de podcasturi. Dar și pe YouTube, unde poți să dai un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii tăi și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Trebuie să zicem asta la sfârșit de obicei. Da. Îi mulțumim lui Șerban Pavlu și vă încurajăm să-l mergeți să-l vedeți în cinema. Asta îl bucură cel mai mult, știu, am auzit asta. E adevărat, și la teatru. Sau și la teatru. Da. Da. Ciao. Numai bine.